Casa de ajutor reciproc nu oferă doar împrumuturi pensionarilor, ci și un tuns ieftin și de calitate. La frizeria CR-ului vin zilnic vârstnici unde sunt tunși, aranjați și bărbieriți la jumătate de preț față de tarifele practicate în saloanele din oraș. Și doamnele pot veni să se aranjeze la prețuri foarte avantajoase, vopsitul fiind la prețul de 10 lei, iar bărbații plătesc 5 lei pentru un tuns. La noi, când vine un serviciu frumos, la noi e mai, mult mai ieftin, e 5 lei tunsul, în permanent e 30 de lei, un fionat e 100 de lei și cam spălat 5 lei, cam asta sunt prețurile. Cam câți clienți aveți pe zi? Depinde, sunt zile când am, sunt zile când nu am, 3, 4, 5. Zeci de pensionari, membri ai casei de ajutor reciproc a pensionarilor, trec pragul salonului de frizerie și coafor amenajat lângă Uniunea Generală a Pensionarilor din Târgu Neamț, deoarece prețurile sunt mai mici și în acest fel reușesc să mai economisească. Pot beneficia că avem un preț mult mai redus față de oraș. La celelalte secții de coafor este mult mai scump, la mine este mult mai ieftin. Și fac și lucruri de calitate. Am 50 de ani de meserie. Cam din ce categorie de vârstă vin cel mai des la dumneavoastră? Mai mult oameni mai pensionari, în special. Mai rar vin tineretul, vin și tineretul, dar mai puțin. Salonul are deja succes în rândul membrilor casei de ajutor reciproc a pensionarilor, dar nu numai. Orice târgnemțean poate veni să se tundă beneficiind de prețuri reduse.